Bun găsit la București, misiune posibilă. Aproape 70% dintre români folosesc zilnic mașina personală sau taxiul, arată un studiu realizat în cadrul unui proiect european despre mobilitate. Cu toate că românii spun că nu au bani, găsesc totuși resurse pentru a folosi mașina personală aproape în fiecare zi. De exemplu, la sfârșitul anului trecut, din cei aproximativ 1.900.000 de locuitori ai capitalei, 882.000 aveau permise de conducere. La aceeași dată erau înmatriculate 1.125.000 de vehicule. Aceasta este dimensiunea traficului bucureștean, realitate care ne sperie și ne face să ne întrebăm care sunt soluțiile. Ei bine, rezolvarea poate veni și de la Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România, OPTAR, care a prezentat de curând în grupul de lucru pentru mobilitate urbană din Primăria Capitalei proiectul Drumuri Verzi în București. Acesta vizează dezvoltarea unei rețele de drumuri de dedicate pietonilor și bicicliștilor. Pentru prima dată în istoria recentă a capitalei, cetățenii sunt cei care vor avea un cuvânt de spus despre cum trebuie să arate infrastructura pietonală și cea pentru biciclete. Claudia Ruse sunt alături de voi până la ora 15, împreună cu reprezentantul Organizației pentru Promovarea Transportului Alternativ în România, OPTAR, domnișoara Irina Zanfirescu. Bună ziua, bine ați revenit la București FM. Bună ziua, mulțumim pentru invitație. De altfel, cu Irina Zanfirescu ne-am mai întâlnit atunci când am vorbit despre Platforma pentru București, un alt proiect important al zonei în care trăim. Despre acest proiect probabil vom vorbi cu altă ocazie. Astăzi vorbim despre mobilitate, despre promovarea transportului alternativ în capitală. Voi faceți de o bucată de vreme lobby pentru folosirea bicicletei, pentru folosirea transportului public. Ați reușit să intrați în acest grup de lucru din Primăria Capitalei. Se întrevăd și rezultatele. Aș vrea să fac doar o precizare, mă rog, cu privire la studiul menționat de dumneavoastră la început. Faptul că bucureștenii au mașini și carnete de conducere nu se traduce în mod imediat în faptul că le și utilizează. Există un segment de cetățeni din oraș care utilizează aceste mașini doar în weekend, la cumpărături sau doar să iasă din oraș. Pe de altă parte, alegerea de a folosi mașina ca și mijloc de transport în momentul de față în București, de fapt, nu este o alegere. Suntem obligați să folosim ceea ce ne e mai comod și mai rapid, iar în momentul de față, la cum arată infrastructura Bucureștiului, asta pare să fie soluția cea mai viabilă. Și asta pentru că oamenii nu pot alege între a merge cu transportul public, cu bicicleta sau cu autoturismul personal, pentru că nu avem benzi dedicate transportului public care să asigure eficiența sistemului de transport public, nu avem o infrastructură care să asigure securitate utilizatorilor de bicicletă, să poată alege bicicleta. Deci ne aflăm cumva, suntem lipsiți de puterea de a lua o decizie cu privire la modalitatea de transport. Într-adevăr, am prezentat proiectul în cadrul primăriei în luna februarie, a mai fost o prezentare în luna decembrie. La primul moment de prezentare a proiectului în luna decembrie, autoritățile s-au arătat destul de încântate de proiect, mai ales că am auzit că proiectul a fost înaintat către Bruxelles ca și parte a programului de dezvoltare a zonei București-Ilfov. În februarie autoritățile au dat puțin înapoi prin directorul de la infrastructură din cadrul primăriei, domnul Dedu, care s-a arătat din nou sceptic. Din punctul nostru de vedere, asta nu este un impediment. Noi vom merge mai departe, tocmai pentru că știm că există o comunitate de bicicliști foarte solidă în București care își doresc acest proiect și noi o facem în primul rând pentru cetățenii Bucureștiului. Domnul Dedu a fost sceptic, dar nu s-a opus proiectului. E un tango, așa, cu domnul Dedu. Inițial s-a opus. E un demers de persuasiune. Noi, încă de când am înhămat în cadrul acestui proiect, am știut că o mare parte din energie se va duce în această activitate de lobby, dacă vreți, să convingem autoritatea publică că, de fapt, e proiectul, nu doar că e un proiect bun pentru București, e absolut necesar să nu murim sufocați cu toții.
Ce e de făcut concret? Practic, ce presupune acest proiect al dumneavoastră Drumuri Verzi? Se referă strict la accesul bicicliștilor separat pe o pistă a lor, numai a lor, feriți de pericole? Nici de cum. Proiectul Drumul Verzi este adresat tuturor utilizatorilor de oraș. Noi ne dorim o mobilitate urbană durabilă. Asta înseamnă prioritate pentru pietoni, oamenii care merg pe jos, care cu toții suntem la un moment dat în viață, chit că utilizăm autoturismul personal, tot trebuie să ne transportăm pe jos din punctul A în punctul B. Pentru bicicliști, într-adevăr, e vorba de o bandă dedicată bicicliștilor, e vorba de o porțiune dedicată transportului pietonal. Aici punem foarte mare accent inclusiv pe persoanele cu dizabilități, care în momentul de față reprezintă o minoritate tăcută pentru că ei nu sunt vizibili în spațiu public, pentru că nu au acest accesibilitatea orașului care să le permită mobilitatea. Corect. Aceste două spații, pietonal și bicicliști, separate între ele la nivel, probabil că cu borduri, iar între zona dedicată bicicliștilor și calea de rulare automoturismelor, o zonă de siguranță pentru bicicliști și parcări. Cumva zona asta ar trebui să asigure confortul și siguranța bicicliștilor, fie că vorbim de începători, care știm cu toții că au nevoie de un plus de confort, fie că vorbim de persoane experimentate, e nevoie de siguranță. Bun, în ce stadiu se află discuțiile dumneavoastră cu municipalitatea în acest moment? Ce pași trebuie urmați pentru ca lucrul acesta să se întâmple concret în București? Există această infrastructură despre care dumneavoastră ați vorbit mai devreme? Modelul propus de noi este, dacă vreți, un model de tip fagure. Sunt niște zone puternic irigate cu aceste benzi pentru bicicliști și trotuare pentru pietoni, eliberarea trotuarelor pentru pietoni. Tocmai de aia, noi nu ne dorim o stradă pentru bicicliști, cum a fost propusă de primărie nord, sud, est, vest. Oamenii se transportă zilnic, de la muncă la slujbă, merg în centru vechi, vizitează muzee. Trebuie pentru care avem sau nevoie... La piață. Sau la piață, sigur. Inclusiv există o industrie în dezvoltare în București, curierat pe bicicletă. Așa este. Care este extrem de economică și viabilă, ecologică, etică. Pentru a stabili care sunt cele mai bune trasee în cadrul acestei rețele de tip fagure, noi am gândit-o astfel încât din orice punct al Bucureștiului să ajungem în maxim 250-300 de metri la o astfel de rețea. Nu putem acoperi Bucureștiul integral. Sunt într-adevăr zone în care nu poate fi implementată. Dar ar trebui gândite niște distanțe maxime ca noi să ajungem în aceste zone de confort. Trebuie identificate aceste zone. E o muncă de cercetare imensă, drept pentru care noi, Optar și comunitatea bicicliștilor din București, suntem acum în faza de chemăm voluntari, facem apel către voluntariat, către oameni care își pot dedica timp și energie pentru acest proiect. Deci creați echipa care va detalia acest proiect al dumneavoastră. Da, în momentul de față suntem, dacă vreți, într-adevăr la faza de construcție a echipei. Ulterior vom începe efectiv munca de teren. Municipalitatea vă ajută în vreun fel? Aici urma să ajung. Proiectul ăsta nu se poate face fără municipalitate. Spațiul public nu poate fi administrat decât de o autoritate publică. Aceasta este primăria în cazul de față. Primăria, cum spuneam mai devreme, este într-o fază de întredeschidere, de care noi vom profita și vom face lobby intens ca proiectul să fie acceptat. Însă suntem convinși că presiunea cetățenilor, pentru că noi o să organizăm în continuare marșuri publice, fie de protest, fie de încurajare a acestui proiect. Să nu uităm, anul trecut, la începutul lunii octombrie, a fost cel mai mare marș al bicicliștilor. Au fost estimate 8.000 de persoane participante la acest marș. Presiunea publică... număr printre cei care au participat la acest marș. Chiar susțin mersul pe bicicletă din mai multe motive pe care, de altfel, ascultătorii noștri le cunosc. Da, și cu atât mai mult cu cât proiectul nu vorbește doar despre mersul pe biciclete. Nu cred că există momentul de față bucureștean care să nu-și dorească un trotuar liber. Să nu-și dorească să poată traversa fără probleme, să nu trebuiască să se strecoare printre mașinile parcate pe trotuar.
Deci, din câte înțeleg eu, în acest proiect trebuie implicate mult mai multe instituții decât Primăria Capitalei. Dacă ne gândim la Brigada Rutieră, nu? Dacă ne gândim la, nu știu, comunitatea arhitecților, comunitatea chiar și a urbaniștilor. Apelul nostru de voluntariat a fost îndreptat înspre aceste domenii de expertiză și deja avem răspunsuri pozitive, lucru care ne bucură enorm. Cu privire la relația cu autoritățile, e un demers aloptar încă din 2008 cu privire la desființarea pistelor ilegale, pistele de pe trotuar, care în fapt mai mult rău au făcut, pentru că au antagonizat diferite categorii de utilizatori ai orașului. Cu toate acestea, primăria decide în mod definitiv cu privire la realizarea sau nu a acestui proiect. Repet, noi încercăm totuși să aducem la masa discuțiilor toți factorii relevanți, dar primăria ar trebui să fie principalul, nu știu dacă vreți, factor de agregare a acestor interese diferite. Ce modele ați preluat dumneavoastră din Europa? Modele de mobilitate urbană ca proiecte? În momentul de față, chiar mi s-a părut un pic haios interesant, chiar în Germania există un proiect propus similar, îmi scapă numele orașului, din păcate, cumva în paralel cu proiectul propus la noi în București. De fapt, astea sunt niște rețete, noi nu reinventăm nimic, sunt niște lucruri testate în marile capitale europene. Trebuie foarte bine delimitate zonele destinate fiecărui tip de utilizator și, cu precădere, trebuie încurajat orice alt transport decât acela cu autoturismul personal. Benzile dedicate pentru transportul public nu este invenția noastră. Aceste piste pe trotuar cu zone de siguranță față de calea rutieră nu este invenția noastră. Noi pur și simplu încercăm acum să implementăm, deși dacă ne uităm că, în definitiv, din câte înțeleg, tot studiile europene arată că românii au cu speranța de viață cu 2 ani mai mică decât media europeană, am putea spune că e un pic tardiv. Însă, totuși, pentru generațiile viitoare e la timp și trebuie să se întâmple, însă trebuie să se întâmple acum. Cât mai repede posibil. Știți, noi vorbim și cu reprezentanții autorităților publice locale de foarte multă vreme despre aceste lucruri, vorbim și despre managementul traficului de la începutul anilor 2000, vorbim și despre pistele de bicicliști. Pe de altă parte, s-a amenajat bulevardul acesta Victoriei Unirii, Victoriei Matache, Buzești, Berzei, modern, cu piste pentru bicicliști. Ați avut oarește comentarii și legate de această lucrare? Această lucrare, în cel mai mare respectă nevoile relativ tuturor participanților la trafic. Există o problemă cu Nu. Cu privire la toți participanții la trafic, nu, pentru că în momentul de față au fost probleme foarte mari încă de la deschiderea bulevardului, cu lipsa locurilor de parcare în zonă. Există mici afaceriști care au nevoie să-și aprovizioneze prăvăliile, dacă vreți. Acești oameni au fost, practic au fost și amendați pentru că au fost nevoiți să treacă peste pista de biciclete să-și aprovizioneze magazinele. Deci, aceasta este un exemplu pentru o pistă trasată pe hârtie, fără considerente față de restul aspectelor din zona respectivă. Ca o pistă de biciclete să funcționeze, trebuie să funcționeze, de fapt, toată infrastructura în zonă. Nu există posibilitatea de aprovizionare, avem o problemă cu respectiva pistă. Nu există spații de parcare, din nou e o problemă. Și aici ar mai fi problema punctuală a semafoarelor dedicate bicicliștilor, care, din nou, sunt absolut inutile, pentru că sunt sincronizate cu semafoarele pentru transportul pentru autoturism, lucru absolut incorrect. Nu ăsta e scopul acelor semafoare. Pe de altă parte, și marcajele au lăsat de dorit în unele zone, am văzut, și
Lățimea pistei este suficientă pentru a merge... Nu, trebuie să asigure o pistă de biciclete, trebuie să asigure posibilitatea de depășire. În momentul de față nu există această posibilitate, deci nu putem vorbi despre fluența pe pistă. Și mai e o problemă, avem o bucată de pistă în mijlocul orașului. Pista nu se leagă cu nimic, practic putem să ne plimbăm pe această pistă de la Victoriei până pe în capăt la Pârvoan toată ziua și aia ar fi zona noastră în care am putea să o utilizăm. Un proiect de infrastructură sustenabil, un proiect care să poată fi utilizat, este un proiect de tipul acesta pe care noi îl propunem, care să lege puncte de interes în oraș. În momentul de față legăm punctul A de punctul B, atâta tot. Da, într-adevăr s-au desființat acele piste de pe trotuar care înțeleg că n-au fost amplasate corect, evident că încurcau pietonii de cele mai multe ori, dar ce e de făcut? Pentru că pe carosabil este destul de periculos în acest moment să circuli. Pistele au fost desființate nu numai pentru că stânjeneau, era un real pericol pentru pietoni, în primul rând, dar și pentru bicicliști. Și bine, ele erau pline de obstacole. Pline de obstacole, da. Într-adevăr. Eu, în calitatea mea de biciclist, singurul accident pe care l-am avut, am picat de pe bicicletă pentru că m-am încurcat un pieton pe o astfel de pistă. Deci, acele piste, dacă vreți, din punctul nostru de vedere, erau mai nesigure decât mersul acum pe prima bandă. Conform codului rutier, bicicleta este un vehicul, deci locul lui este pe stradă, nu pe trotuar. Considerentele sunt evidente, vorbim de copii care merg pe trotuar, vorbim de persoane cu dizabilități, vârstnici, nu le putem cere lor să fie atenți și ageri la un vehicul care vine, nu știu, în medie cu 20 de km pe oră, pentru că oamenii în București nu merg cu bicicleta doar să se plimbe. E și un mijloc de transport. În momentul de față, în trafic, da, este un pic, este periculos și tocmai de aceea noi propunem acest proiect. Însă, responsabilitatea este în egală măsură a biciclistului și a șoferului auto, precum și a șoferului de transport public, pe prima bandă. În mod preponderent e utilizat de transportul public. Cu o atenție maximă și cu respectarea normelor de circulație, până când vom avea o infrastructură demnă de a numi acest oraș un oraș durabil, asta trebuie să facem. În discuțiile pe care le aveți cu reprezentanții Primăriei Capitalei, ați susținut și ideea acelei benzi unice pentru transportul public, pentru că există foarte puține porțiuni unde funcționează cu adevărat. În rest... Nu, nici nu se poate vorbi despre așa ceva. Din nou, misiunea noastră este să încurajăm un transport durabil. Transportul public este o componentă a acestui transport durabil. Da, întotdeauna am militat pentru benzi dedicate transportului public, unde atenție intră inclusiv taxiurile, deci studiul în care punem transportul cu autoturismul personal și taxiul în aceeași găleată e un pic discutabil. Am militat pentru chestia asta, milităm în continuare. În momentul de față, într-adevăr, singurele benzi care funcționează veritabil sunt acele care sunt făcute pe contrasens. Există marcaje rutiere, cum că există benzi dedicate transportului public, acestea însă nu sunt respectate pentru că nu sunt susținute prin o atenție sporită a poliției rutiere față de respectarea acestor benzi. Din păcate, sunt necesare aceste măsuri punitive pentru aceia care încalcă normele de circulație, pentru că altfel nu văd cum n-ar putea intra în reflex un comportament de respectare a acestei benzi. Din câte am înțeles eu din discuția cu dumneavoastră de până acum, noi nu prea respectăm reguli, nu prea există o disciplină în trafic și tocmai de aceea este cu atât mai mult îngreunată situația în general. Dacă ne raportăm la această mobilitate despre care vorbiți dumneavoastră, lucrurile... Nu e neapărat vorba de faptul că nu respectăm reguli, însă București este un oraș, dacă vreți, de supraviețuit. Nu este un oraș în care e confortabil, în care un drum poate fi unul plăcut. De cele nici mai multe ori, nici cu mașina, nici cu transportul public. Da, în momentul și de jos, față, da. Suntem oameni care supraviețuiesc pe drum. Orașul...
Există două abordări, orașul mijloc și orașul scop. Orașul mijloc e ăla în care gândim o infrastructură în termen de oamenii trebuie să ajungă din punctul A în punctul B, nu ne gândim cum ar trebui să fie acest timp de deplasare. Hai să facem străzi că ne vine la îndemână și că ni se pare nouă că oamenii au nevoie de autoturisme. Și există paradigma de oraș scop în sine, în care ar trebui ca fiecare proiect de infrastructură urbană să fie gândit în termen de cum să facem viața locuitorilor agreabilă în spațiu public. E vorba de calitatea spațiilor publice. În momentul de față avem o aglomerare incredibilă în centru vechi, pentru că practic este printre singurele zone pietonale, dacă nu mă înșel, pietonale. Vorbim de 5 străzi. Este un oraș incredibil de mare în care pe o suprafață de 5 străzi se adună oamenii pentru că acolo pot merge liniștiți. E nevoie de astfel de spații deschise. Curând vor începe lucrările pe artera Calea Victoriei, care se va transforma mai devreme sau mai târziu, făcând loc tuturor participanților la trafic, pietoni, bicicliști și mașini, adevărat mai puține la număr, pentru că s-a redat circulației artera aceasta Buzești-Berzei-Uranus, care mai preia din fluxul de vehicule. Credeți că e suficient? E un pas important, dar este absolut insuficient, pentru că, din nou, gândit un oraș în termen de străzi, facem acum o bucată, mai facem o bucată în capătul celălalt al orașului, vedem noi cum le gândim să se și întâlnească la un moment dat, este absolut eronat pentru un oraș. Și inclusiv lărgirea, că acum nu mă pot abține, da. Lărgirea bulevardului Buzești-Berzei. Lărgitul străzilor, am mai spus-o, o repetăm, nu face altceva decât să încurajeze utilizarea transportului cu autoturismul personal. E o axiomă a urbanismului. Și n-am spus-o eu, a spus-o, dacă nu mă înșel, un fost arhitect al Londrei, arhitect șef. Orașul, dacă îl proiectezi pentru mașini, asta ți se va întâmpla, vei avea mașini. Dacă proiectezi orașul pentru oameni, astfel încât oamenii să aibă dorința de a ocupa aceste spații publice pe jos cu bicicleta, orașul se va popula cu oameni. E o decizie care, din păcate, la noi e o decizie politică. Cum vrea primăria să se dezvolte un oraș, așa se va întâmpla. Nu știu, sesizez așa în vocea dumneavoastră un ton ușor pesimist. Nu, din contră, cu acest proiect sunt foarte optimistă, pentru că știu că comunitatea bicicliștilor este foarte hotărâtă să meargă înainte cu implementarea proiectului. Și sunt optimistă și cu privire la deschiderea primăriei, pentru că cred că în acest moment primăria nu mai are de ales. Fondurile structurale, fondurile europene, dacă vrem să absorbim fonduri structurale care nerambursabile, deci bani pe care primăria poate să-i utilizeze fără să-i mai returneze, nu sunt credite. Avem nevoie de astfel de proiecte de infrastructură sustenabilă. În momentul de față, nu cred că mai există o capacitate financiară a primăriei, care este destul de acoperită în datorii, să mai facă altfel de proiecte de infrastructură majore decât cu astfel de fonduri nerambursabile. Și va rămâne o provocare mai apoi să-i convingem pe bucureșteni să se urce pe două roți și să... Eu nu cred. Eu cred că dacă va exista infrastructura, va fi o alegere... De la sine? Va veni de la sine lucrurile acestea? Este o alegere rațională. Oamenii sunt niște ființe raționale. În definitiv, bicicleta, în termen de costuri de întreținere, de achiziționare, sunt absolut minime în comparație cu o mașină. E o problemă legată de depozitarea lor, pentru că spunea cineva, nu mai mi-aduc aminte cine, tot aici la emisiune, că aceasta va fi provocarea fiecărui cetățean în parte. Unde le duc? Unde le depozitez? Vorbim oare de parcarea lor în spațiu public sau în locuințe? Nu, în apartamente, în locuințe, da. E o problemă și aceasta cu parcarea în spațiul public, pentru că prea puține instituții și-au amenajat acele... Într-adevăr, dar dacă am avea o infrastructură care...
e vorba de cerere și ofertă. În momentul de față, cu toate că există un număr considerabil de bicicliști, nu există o presiune vizibilă pe instituții și numai pe instituții publice, orice loc public, fie că vorbim de mall, că vorbim de orice fel de adevărat. De edificiu. La multe mall-uri nici nu există aceste rasteluri. Nu știu, nu... Vă spun eu că am căutat. În momentul în care vom avea infrastructură care să încurajeze mersul pe bicicletă și vor fi foarte mulți bicicliști, ei vor vedea că vor pierde din clienți, dacă vreți, mall-urile. Oamenii vin cu bicicleta, aleg să nu mai vină pentru că nu au unde să parcheze. Iar în spațiile publice, din nou, este responsabilitatea autorităților să amenajeze spații sigure, astfel încât să nu existe riscul să fie furată bicicleta. Nu cred că există vreun parking în acest moment în București pentru biciclete? Există rasteluri, din câte știu. Da, există rasteluri, există pe la metrou, pe la de absolut insuficiente. Sunt câte 5-6, ceva de locuri, genul ăsta. Da. O să le dăm ocazia și bucureștenilor, celor care ne ascultă acum, să își pună părerea cu privire la acest proiect de mobilitate urbană. Propus de Optar, Organizația pentru Promovarea Transportului Alternativ în România și susținut de municipalitate. Așteptăm intervențiile dumneavoastră în direct la 021-314-3190. De asemenea, știți că puteți transmite mesaje scrise și prin SMS la 0741-222202, prin aplicația WhatsApp, dar și pe Facebook București FM. Vă așteptăm așadar. Noi continuăm discuția în studio. Vă reamintesc, este prezent astăzi la București Misiune Posibilă domnișoara Irina Zanfirescu, reprezentantul acestei organizații care militează pentru un transport sigur, sănătos. E cel mai important. În capitala noastră. Sună frumos cu susținut de municipalitate. Încă nu e. Încă total, nu e, nu? Dar va fi. Oricum, primii pași au făcut. Sperăm ca odată ce opinia publică conștientizează câte beneficii ar aduce orașului și implicit locuitorilor lui, probabil că vor exista presiuni într-un fel sau altul făcute în așa fel încât să crească ritmul de implementare a acestui proiect. Oamenii cred că deja știu despre beneficiile unui astfel de proiect, pentru că, în definitiv, cu toții alegem vara destinații, orașe istorice, orașe în care ne place să mergem pe jos. Mă îndoiesc că există un moment de față bucureșteni care aleg să plece în vacanță, să închirieze o mașină și să-și petreacă timpul uitându-se pe geamul mașinii la orașul respectiv. Dorința de a merge pe jos sau asta cât mai mult, de a ocupa spațiul public, e una naturală, pentru că omul e o ființă socială, nu-i place să stea închis în mașină. Deci e doar o problemă de timp și sunt convinsă că toate evenimentele publice pe care o să le organizăm anul ăsta o să fie dovada faptului că bucureștenii își doresc proiect. Vă gândiți la ceva anume? Aveți și alte proiecte care să susțină, de fapt, proiectul acesta amplu? Noi avem un mod sistematic de mai mulți ani, marșurile din primăvară, marșul din toamnă și există tot felul Iar de evenimente. Pe 22 septembrie este, dacă mi-aduc bine aminte, ziua mobilității, ziua fără mașini. Ziua fără mașini, într-adevăr. Da. Și acum în primăvară este ziua pământului, dacă nu mă înșel. Noi o să, cu fiecare din astfel de ocazii vom încerca organizarea unor evenimente și vom fi cât mai vizibili în spațiu public cu prezentarea proiectului. Oricum, numărul de bicicliști din București a crescut, este clar, o spune și poliția rutieră, vedem și noi lucrul acesta cu ochiul liber. Cu toate acestea, încă suntem la stadiul de discuții, de tatonări, De ce așa de greu? De ce așa de greu? Doar din cauza inerției municipalității? E societatea noastră, sunt bucureștenii pregătiți pentru altceva decât avem acum?
bucureștenii vor altceva decât avem acum. Tocmai faptul că există mai mulți bicicliști în trafic și mă bucur că poliția rutieră a admis și avem un susținător practic în momentul ăsta, în ciuda faptului că în momentul de față e nesigur să mergi cu bicicleta, bucureștenii aleg să meargă cu bicicleta. Este dovada evidentă a faptului că bucureștenii își doresc. Dar reprezintă o minoritate care nu își face auzită vocea suficient de tare ca să se poate impune, înțeleg. Totuși, marșul din toamna trecută, unde au fost un număr atât de mare de bicicliști, nu a fost o minoritate. A impresionat autoritățile? În mod cert, pentru că s-a schimbat foarte mult discursul public din momentul acela al primăriei. Dar, vă întreb, există vreun marș al utilizatorilor de mașini, al șoferilor, cum că vor șosele mai largi în momentul de față? De ce 8.000 de bicicliști care au ieșit în stradă pentru o infrastructură durabilă sunt mai puțin importanți decât niște șoferi care, de fapt, ei nu cer nimic. Nu au cerut în mod manifest, nu au făcut meeting-uri pentru șosele mai largi. Ei le ocupă zi de zi. Da, într-adevăr. Ok. Suntem și noi șoferi. În momentul de față, oricum, mi-e foarte greu să cred că există o categorie, dar relativ restrânsă, de biciclist pur, care orice ar fi, oricum ar fi vremea, el merge cu bicicleta. În general, oamenii se adaptează. Exact. Ceea ce noi propunem este ca oamenii să aibă posibilitatea de a alege modalitatea de transport. În momentul de față, este foarte complicat să alegi iarna aceasta, desăpezirile. Au fost cât 2 săptămâni de iarnă, da, maxim, cap la cap. Nici nu cred. Cu toate astea, trotuarele au fost ultimele dezăpezite. Preocuparea principală a primăriei a fost dezăpezirea străzilor. De acord, pentru transportul public sunt foarte de acord prima bandă, dar pietonii au avut dificultăți majore. Persoanele vârstnice, nu-mi imaginez cum au putut să iasă în spațiu public în zilele respective. Și nu vorbim despre o iarnă complicată. Deci atenția autorităților publice din aceste măsuri, noi ne dăm seama că în continuare este preponderent spre utilizatorii de mașini. Ori utilizatorul de mașini, cred eu, este ușor convertibil în biciclist. Dacă el știe că poate ajunge la muncă în siguranță, va alege un mijloc de transport care e mai sănătos și mai ieftin, pentru că este, din nou, alegerea rațională. Da, aveți perfectă dreptate când spuneți că și pietonii au problemele lor și vedem lucrul acesta zi de zi, ne confruntăm și noi atunci când suntem pietoni, mașini parcate, obstacole, terase care se extind. Da, cine ar trebui să facă, să pună ordine în această dezordine? Până la urmă, fiecare dintre noi cu siguranță își poate aduce contribuția. Categoric, dar în mod ultim, responsabilitatea este la administrator de oraș, care în momentul de față e primăria. Într-adevăr, nu sunt locuri de parcate amenajate eficient, nu sunt, dar aceste locuri de parcare sunt insuficiente raportate la numărul de mașini din București, tocmai pentru că București a încurajat utilizarea transportului auto. Întotdeauna vor fi mai multe mașini, pentru că noi lărgim șosele. Unde să mai construim niște locuri de parcare? Credeți că sensurile unice ar rezolva măcar parțial problemele legate de circulație? În mod și de aglomerație. Ar fi una dintre soluții, ar fi acest tip de sensuri unice. Din păcate, cu precădere s-au instituit în sectorul 1. Asta poate și pentru că autoritatea publică locală de acolo a solicitat insistent lucrul acesta ca o soluție a... Vedeți, o nouă problemă cu București, această administrare pe sectoare. Gândim din nou orașul foarte fragmentar, domnul Chiliman are o idee despre cum ar trebui să arate orașul, domnul Vanghelie are o altă idee și fiecare cu elanul și sporul lui la muncă. Administratorul de oraș, de fapt, pe ceea ce ține de infrastructură, dacă vrem ca bucureșteanul să se miște în București, nu în sectorul lui, pentru că e foarte posibil ca tu să locuiești într-un sector și să ai locul de muncă în cu totul și cu totul alt sector. E nevoie de acest administrator de o gândire a orașului pe toată suprafața lui. E foarte complicat să gândesc un sector fragmentat fără să leg de o rețea, fără să leg de transportul public. Din nou, nu pot să fac o bandă dedicată pe... E ceea ce s-a întâmplat acum pe Splaiul Independenței.
avem o bandă de transport public dedicată 100 de metri, o treabă de genul ăsta. Este hilar, e... Nu știu ce a vrut să arate primăria cu respectiva măsură, dar este efectiv absolut comic să ieși în presă că ai reușit să amenajezi 100 de metri de bandă dedicată. Nu se întâmplă nimic cu lucrul ăla, în afară de o risipă de fonduri publice, în sensul în care stâlpișorii de separare de restul șoselei au fost schimbați frecvent pentru că au fost... mașini care au trecut peste ei. Există vreun oraș în România unde se fi ajuns la acel echilibru în trafic și să nu se mai pună problema aglomerației, ci să se vorbească de o fluidizare atât din perspectiva autoturismelor, cât și din perspectiva transportului public, a bicicliștilor, a pietonilor, sau orașele mici sunt tratate cu totul și cu totul altfel pentru că n-au particularitățile Bucureștiului. Orașele putem lua exemplu, ca exemplu un oraș, Bucureștiu poate lua... Într-adevăr, nu cred că putem băga în aceeași oală un oraș mic cu un oraș mare. Nu există, nu știu, Copșa Mică îmi vine în cap. Nu cred, sau Alexandru. Spuneați mai devreme ceva de Sibiu. Sibiu are aceste piste pe carosabil care cumva funcționează, pentru că la momentul la care domnul primar Sorin Oprescu ne spunea că el nu face piste pe șosea pentru că nu-l ajută legea. În paralel, Klaus Iohannis făcea chestia asta în Sibiu, iar legea e una în București. Am înțeles. Ne întrerupem pentru că la telefon este Emil Vasile. Bună ziua! Sărmâine! Vă ascultăm! Și sărmâine și invitatei dumneavoastră. Bună ziua! Lăudabilă inițiativa și intenția dumneavoastră, dar permiteți-mi să-mi exprim părerea. Vă rog. Vis-a-vis de acest lucru, și anume că realizările vor fi foarte mici sau aproape inexistente din capul locului, deoarece trebuie schimbate alte lucruri până a ajunge la a schimba structura transportului în București. Aici trebuie schimbată clasa politică, trebuie schimbați cei care sunt în fruntea primăriilor, instituțiile care se ocupă de așa ceva. Domnul Vasile, și cine îi schimbă? Cine? Nu suntem noi aceia? Păi, haideți să vă mai spun și următoarea etapă. Vă rog. Va fi imposibil de realizat acest lucru, deoarece noi românii nu avem o educație în acest sens și nu vom reuși să facem niciodată nimic pentru că nu ne interesează. Comentăm și atât. Deci niciodată nu punem mâna cu nădejde să rezolvăm o situație, un lucru, un fapt. Să știți că am văzut tineri și mă uit și la domnișoara Irina Zanfirescu, tineri care luptă pentru ceva și își susțin până la capăt argumentele în favoarea acestui demers. În ei ne este speranța. Însă, ce poți face undeva în care orașul nostru pietonii circulă pe șosea și mașinile stau pe trotuar? Da, corect. Aproape peste tot. Da, așa este. Noi nu am fost încă în stare, cei de la circulație cel puțin, să dea sensuri unice circulației în București. Nici măcar atâta lucru nu au fost în stare să facă. Ca să nu mai vorbim de ADP-uri, care sunt rupte complet de realitate. Peste tot aproape. Cel puțin eu locuiesc în sectorul 6 și este dezastru referitor la activitatea ADP-ului și a primăriei. Sunt inexistenți. Iar de ce mi-am exprimat îndoiala legat de ce vrea domnișoara să facă? Pentru că n-ai cum să rezolvi și să realizezi niște lucruri cu mafia care este. Deci interesele sunt mari. Dacă din ce veniți dumneavoastră să faceți și să schimbați, se pot trage niște bani pentru băieți, atunci da. Da, vă vor da concurs și vă vor ajuta. Altfel n-aveți nicio șansă. Știți cum este, într-adevăr, se vorbește generic despre aceste lucruri, dar instituțiile statului abilitate să ia măsuri, să dovedească lucrurile acestea, până acum n-au făcut-o, drept pentru care nu ne rămâne de crezut decât faptul că este o inerție. Noi nu suntem în stare să rezolvăm problema câinilor comunitari de atâția amar de ani. Am ajuns să le dăm cu parul în cap, să-i omorâm, pentru că alte soluții umane și normale sunt, dar nu se pupă cu interesele celor care mânuiesc banii în această direcție.
Da, sunt într-adevăr multe provocări pe care le au, pe de-o parte, edilii, reprezentanții administrației publice locale, pe de altă parte ONG-urile, cum este și această organizație pentru promovarea transportului alternativ în România. Cel puțin se luptă, se zbat, ajung să convingă autoritățile de necesitatea unor proiecte pe care se străduiesc până la urmă să le pună în practică. Noi, dacă nu am fi avut convingerea că se poate întâmpla acest proiect, nu cred că ne-am fi încamat la o așa muncă. E foarte multă muncă, însă știm că dacă vom face lucrurile așezat și dacă vom avea sprijinul bucureștenilor, nu poate fi evitată această soluție, pentru că bucureștenii, așa cum spunea și domnul la telefon, efectiv merg pe stradă, pietonii și pe trotuare sunt parcate mașini. Sunt un pic sătui de situație. Dar nu se revoltă. Din păcate, au ajuns în situația în care consideră până la urmă aceasta o normalitate și aici este dramatismul locuitorului din București. Din păcate sau din fericire, nu e chiar așa. Revolta, dacă vreți, m-am uitat în ultimii ani la prezența la vot care scade. Din punctul meu de vedere, asta se traduce într-o revoltă față de clasa politică. Permiteți-mi să amintesc ce s-a întâmplat anul trecut cu marșurile pentru susținerea cauzei Roșia Montană. Oamenii nu mai sunt atât de apatici. Noi le dăm un proiect în care să investească această energie, pentru că, într-adevăr, dacă stăm numai în stradă cu jalba în proțap, există discursul primăria, ok, și ce punem în loc. Mie oferiți personal, alternativă acum. Mie personal, asta nu e punctul de vedere al optarului. Da, punctul meu de vedere. Da. Este o problemă cu faptul că noi facem în momentul de față treaba autorităților publice. Autoritatea publică ar fi trebuit să facă acest proiect, care este unul bun pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Numai că de atâția ani așteptăm să se întâmple ceva și suntem nevoiți în momentul de față să facem noi această etapă de studiu de fezabilitate, dacă vreți, cu privire la acest proiect, pentru că știm că altfel nu s-ar întâmpla. Și acum o să fac un fel de martiriu al persoanelor implicate. Vorba de foarte mult timp și de foarte multă energie. Sunt niște resurse proprii pe care noi le punem în sprijinul Bucureștiului în termen de voluntariat, tocmai pentru că știm că acest proiect poate fi implementat și să se întâmple într-un final. Da, până la urmă, rolul ONG-urilor acesta este să mobilizeze autoritățile și opinia publică cu privire la aspecte ce țin de dezvoltarea, evoluția unei comunități. Dumneavoastră înțeleg că simțiți că faceți mult mai mult decât Am tot crezut că primăria, ulterior etapei de desfințare a pistelor pe trotuar, va învăța o lecție din treaba asta. Din păcate, noi anul trecut, în toamnă, am auzit pe domnul primar, după marșul acela impresionant, că va reface pistele pe trotuar. Ori în momentul acela ne-am dat seama că, de fapt, dacă noi stăm să așteptăm ceva din partea primăriei, va fi, de fapt, un proiect pe care va trebui din nou să-l contestăm și din nou va trebui să pierdem bani publici. Deci ne-am fi învârtit într-un cerc infinit. Fără rezultate concrete. Deci mai eficient, chiar și pentru resursele noastre personale, mai eficient cred că e să facem noi partea asta de studiu cu privire la cum să realizăm rețeaua, care ar fi zonele cele mai potrivite, decât să așteptăm din partea primăriei. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că am fost și noi 2009-2010, nici nu mai știu, am organizat un marș al bicicliștilor în septembrie, în ziua fără mașini, cu susținerea Primăriei Capitalei prin direcția de mediu, doamna Oana Grigore, care s-a arătat disponibilă și deschisă către aceste idei și înțeleg că în continuare susține aceste proiecte, dar înțeleg că e nevoie de mult mai mult. Aș vrea să vă spun ce mi se pare mie relevant cu privire la atitudinea primăriei față de bicicliști. Anul trecut, cred că tot în septembrie, de ziua mobilității, a organizat evenimente pentru bicicliști în afara Bucureștiului și a pus la dispoziția bicicliștilor autobuze pentru a merge cu bicicletele până în
pădurea respectivă, nu mai țin minte unde s-a făcut evenimentul. Deci este, primăria admite că bicicliștii nu pot circula în oraș și de ziua mobilității a trebuit să scoată din București cu bicicletele. Așa li s-a părut cel mai sigur. Asta dacă a fost cumva la prima evadare, s-au pus la dispoziție autobuze de la Snagov, pentru că era ceva distanță și pe DN1. Nu cred că vorbim despre prima evadare. Știu că la prima evadare s-au pus într-adevăr la dispoziție. Un eveniment cu această ocazie. Și o să spun un lucru dureros pentru mine ca bucureștean. Tot ce se întâmplă este consecința unei decizii politice, din păcate. Dacă nu există o voință politică, și aici nu vorbim strict de primarul general, aș vrea să mutăm un pic responsabilitatea și pe consilierii generali. Dacă nu există o voință politică pentru realizarea unor proiecte pentru București... Pentru că acolo se aprobă în Consiliul General, da, până la urmă bugetul și... Și direcția de dezvoltare a Bucureștiului, de fapt, trece prin mâinile și sub ochii atenția ai domnilor consilieri. De altfel, noi Bucureștiul nu are un plan urbanistic general. Să discutăm despre asta. Suntem în 2014, a expirat din 2010. Da. Și se merge pe prelungire. Poate, cine știe, la anul să fie acel plan PUG, plan urbanistic general, așa cum și-l doresc... dorește toată lumea. Dacă o să iasă un plan urbanistic general bun, cred că merită așteptare. Eu sper tare să fie unul realist și să fie unul în linia dezvoltării durabile a orașului. Da, am înțeles că dezbateri pe marginea acestui plan urbanistic general au fost și vor mai fi, tocmai pentru a preveni apariția unor blocaje atunci când va fi votat. Aș vrea să văd și bucureștenii implicați în aceste dezbateri. Da, e o provocare foarte mare. Mihai, bună ziua! Bună ziua! Domnul Mihai? Domnul Mihai? Mă auziți, da? Vă aud acum, da. Și în al doilea rând, de ce m-am deranjat? În primul, vreau să vă spun că sunt de acord cu cele exprimate de invitata dumneavoastră, doamna Claudia Ruse, și cu cele exprimate de antevorbitorul meu, domnul Vasile, cu următoarea adăugire. Faptul că se fac intervenții în carosabil și pe trotuar după ce acestea au fost reabilitate. Și o să vă dau ca exemplu strada unde locuiesc, drumul Sării. Carosabilul și trotuarul au fost reabilitate, pe trotuar s-au făcut piste pentru bicicliști după aceea, nu s-a finalizat această lucrare, s-au montat stâlpișori unde era necesar, dar nu peste tot, unde era gardul acela verde sau s-a furat acel gard verde pentru a parca mașinile ulterior pe pista pentru bicicliști. Ulterior s-au făcut intervenții pentru a monta niște cabluri și pista pentru bicicliști arată jalnic. Ca să nu mai vorbim despre accesul pe trotuare și așa mai departe, grilajele. Și ce vreau să vă mai spun, dacă îmi permiteți? Da. Faptul că pe pistele pentru bicicliști pe trotuare, amplasate pe trotuare, ceea ce nu prea e în regulă, ce spunea și invitatul dumneavoastră, pentru că pe acolo trec copii, persoane în vârstă cu dizabilități, mai nou trec și mopede și motocicliști. Adică, ce să mai spunem acum? Da, n-ați sesizat lucrurile acestea vineri reprezentanților poliției rutiere, da. Da, și în altă ordine de idei, pe strada spre drumul Taberii a existat pe vremuri banda întâi destinată mijloacelor de transport în comun, care ulterior, datorită faptului că mulți conducători de autoturisme treceau pe bana întâi, ulterior s-a desfințat. Probabil că a fost cu titlu experimental. Nu, probabil că poliția rutieră nu a sancționat participanții la trafic care folosit-o. Și mai este o chestiune, ce vreau și cu asta închid. Vă rog. Sunt de acord. De exemplu, eu nu circul cu autoturismul decât foarte rar pe distanțe lungi, în afara Bucureștiului sau chiar în București, dar dacă merge la un capăt la celălalt al Bucureștiului, pentru că altfel cu Rea TV o fac mai mult de oră. Da. Și ce folosiți? Mergeți pe jos? Dacă am treabă în zonă, pe jos. Da. Sau cu mijloacele Rea TV-ului dacă am 2-3 stații. Am înțeles. De casa în care locuiesc. Numai că... Eu prefer metroul, sincer. Da, și eu, ce-i drept. Dar ce încă nu l-aveți acolo în drumul Taberei, da. Spun, da. Mai este și o chestiune. Ni se recomandă să folosim mijloacele de transport în comun, numai că timpii de așteptare în stații sunt foarte mari. Adică, mulți spun, domne, este o chestiune de trafic, datorită traficului aglomerat, de aceea circulă mijloace de transport așa greu. Dar
sunt două, trei autobuze care vin unul după celălalt și după aceea stai un sfert de oră, 20 minute până vine următorul. Adică timpii, nu știu, nu sunt coordonați la capăt de linie, nu știu ce se întâmplă. Și asta e o altă chestiune la ce ține de RATB. Da, pe care o vom discuta cu reprezentanții RATB. Da, pentru că în momentul în care ești îndemnat să utilizezi mijloacele de transport în comun, și aceste mijloace de transport în comun ar trebui să circule ceas, vorba aceea. Este foarte adevărat. La un interval de timp. Da. Bună. Toate bune și dumneavoastră, vă mulțumim. Lipsa de predictibilitate a momentului de ajungere în stația unui autoturism, a unui autobuz, vine tocmai din faptul că acestea sunt blocate în ambuteiaj. Chestia asta cu venitul una după alta nu e neapărat, nu se traduce neapărat în faptul că la cap de linie se întâmplă să stea băieții să joace cărți. Nu, de fapt, este atât de imprevizibil orașul, încât nu este posibil această minimă predictibilitate, o plajă de timp pentru transportul public, pentru că nu există benzile de transport dedicate. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea așa o concluzie la ce să ne așteptăm, care sunt... nu știu, sentimentele dumneavoastră legate de ceea ce va urma. Credeți că putem să sperăm că într-o zi vom avea un oraș în care să circulăm fără să fim sub presiunea timpului, a aglomerației, a indisciplinei? Sunt convinsă de lucrul ăsta și dacă îmi permiteți un mic moment publicitar, așteptăm toți bucureștenii care vor să se implice în proiectul nostru în termen de voluntariat pe www.drumurivers.ro. Din nou, suntem convinși că o să se întâmple pentru că bucureștenii au nevoie de schimbare, au nevoie de o calitate a vieții mult mai bună în acest oraș și vor să ocupe spațiul public ei și nu mașinile lor. Nu e... E o alegere absolut, din nou, rațională. Oamenii vor să fie printre oameni, nu închiși în mai autoturismele personale. Credeți că bicicleta își va relua locul în traficul bucureștean? Bicicleta deja are locul ei foarte bine definit în traficul bucureștean. Suntem din ce în ce mai mulți, cum spuneați și dumneavoastră, o să fie din ce în ce mai bine și o să fim din ce în ce mai mulți, lucru care se va traduce într-un oraș sănătos pentru toți. Când va fi următoarea întâlnire a grupului de lucru la Primăria Capitalei? Teoretic sunt în medie cam două pe lună, nu cred să fie programată în momentul de față, nu știu. Așteptări mari aveți de la următoarea întâlnire? Noi așteptări de la primărie nu prea mai avem, din păcate. Așteptăm să fim surprinși și să ne cheme, să ne spună că preiau proiectul. Speranțe. Noi mergem mai departe, indiferent de punctul lor de vedere. Suntem și noi optimiști și nutrim speranța că lucrurile se vor schimba. Este foarte adevărat, fără ajutorul tuturor, cred că lucrurile acestea nu se întâmplă. Vă mulțumesc mult de tot, domnișoara Irina Zanfirescu, că ați fost astăzi alături de noi. Vă dorim spor la treabă, succes în demersurile dumneavoastră și vă mai așteptăm aici la București Misiune Posibilă pentru a face lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim cu toții. Mulțumim tare, cu drag oricând. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Vă recomand să rămâneți în continuare pe 98.3 FM. În câteva momente ascultați știrile orei 15, apoi porniți la drum pe sens unic, însoțiți de Alina Vigoniuc. Eu sunt Claudia Ruse și vă dau întâlnire mâine după